Polițiștii de frontieră au depistat în total 12 cetățeni din Bangladesh, Siria și Irak care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria, ascunși în două tiruri. În ultimele 24 de ore, la punctul de trecere a frontierei Nădlac, s-au prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră pe sensul de ieșire din țară doi cetățeni turci aflați la volanul unor ansambluri rutiere înmatriculate în Turcia. Șoferii transportau, conform documentelor de însoțire a mărfii, fructe congelate și pepene verde pentru societăți comerciale din Elveția și Germania. În urma efectuării controlului amănunțit al mijloacelor de transport, au fost descoperiți ascunși în semiremorcă, respectiv în cabina șoferului, în total 12 cetățeni străini. Persoanele au fost preluate și transportate la sediul sectorului pentru cercetări, unde, în urma verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că sunt cetățeni din Bangladesh, Siria și Irak ce intenționau să treacă în mod fraudulos frontiera de stat. Având în vedere aspectele constatate, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șoferi și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși în mijloacele de transport, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.